Domnul și domnul consilier, domnule primar, domnule secretar, stimați funcționari și invitați, după cum știți, aceasta este ultima ședință a Consiliului Local, în luna decembrie, în care sărbătorim evenimentul religios extraordinar, deosebit nașterea Domnului, o sărbătorim trecerea în nou an și, nu în ultimul rând, comemorăm eroii Revoluției din 89, care ne-a dat un nou regim politic și datorită căruia noi suntem aici și putem să discutăm în această formă. Acestea fiind spuse, mai am încă două probleme, pentru că ne-am gândit că, având în vedere experiența dumneavoastră de consilier unii la al doilea, al treilea, al patrulea mandat, cred că este necesar un timp aproximativ, am gândit să vă propun de două minute la fiecare intervenție, pentru că nu are rostul să ne alungim acum în vedere și solemnitatea ce deosebit aceste situații. Și atunci aș propune ca intervenția fiecărui domn consilier să fie două minute. Eu vă spun sincer, am făcut un exercițiu pe proiect și mie nu mi-a luat mai mult de jumătate. Și atunci, ca să nu avem probleme, am mulțit patru și mi-a dat două minute. Acesta este termenul la care mă gândesc. Și, domnule secretar, vă rog să puneți la vot cine este de acord cu limitarea intervenției la domnul. Domnului președinte, de ședință, cine este pentru această propunere, cu motiv abține? Maxim, domnul. De ce maxim? Domn președinte, așa înseamnă că... Domn președinte, am votat de 25 proiecte, înseamnă că avem undeva la 50 minute astăzi, de vorbit, da? Dumneavoastră, da, că s-ar putea să luați la fiecare, nu e problemă. Am văzut sigur. O a doua propunere pe care o am, vă rog ca, persoane care nu fac parte membrii Consiliului Local sau persoane care nu au statut conform legii să ocupe această masă, să părăsească masa Consiliului Local și să ocupe un loc, pentru că sunt suficiente. Dacă vă referiți la mine, eu nu la dumneavoastră, în general, care nu am cum să filmez decât cu asta care este. Eu o să supun la vot. Și eu o să stau în spate, nu stau la mare. O să supun. Domnul consilier, cine este de acord cu propunerea făcută de către domnul președinte? Împotriva, abține. Să ne concordăm că așa e corect și solemn și e și legal. Acestea fiind spuse, aș completa. Aveți voi, eu nu o să restricționez pe absolut nimeni să iau cuvântul. Sigur, condiția respectă acele două minute. Dacă cumva apare excepții, eu știu, apare o contradicție care de ce spune trecerea, nu e nevoie să o restricționăm, că nu sunt așa din restricționat, e o negativă. Ei mai dau oricând, îi mai trebuie peste cele două minute, dacă poate să te-am pe ceva, poate. Poate să fie două minute, două, trei intervenții distincte? Da. Avem trei intervenții secunde, da? Dumneavoastră, da, puteți să vorbiți. Poftiți, domnule primar. De pe ordinea de zi, proiectele 5600 case de legislatură. Domnule secretar, vă rog să vedem. Domnule președinte, la ședința de astăzi practic cu o număr de 18 consilieri, ședința fiind astăzi legată. Poftiți, domnule președinte. Domnule președinte, am cum participa la proiectul 4 de ordine. Poftiți. Domnule președinte, nu particip la voi cu cei pe ordinea de zi. Ei, nu cu toate. Te sunt la trei comitare. Da. Supunem la vot, domnule secretar, să vă doriți, să supuneți la vot, pentru procesele de armat. Cine este pentru sușirea acestora, mă rog frumos, împotrivă, abține, 18 voturi pentru proiect. Da. Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt 19 proiecte.
peste ordine, avem, peste ordinea de zi avem 6 proiecte. După cum am precizat domnul primar, proiectele 5 și 6 au fost retrase de către dumneavoastră, de către inițiativă. Și vă propun ca proiectul cu președintele de ședință, proiectul 11, să fie discutat tot. Dacă vă rog, supuneți. Cine este pentru domnul președinte, împotriva, ține, cum este rezolvat? Să începem cu proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi, care se referă la aprobarea rectificării bugetului local, bugetului creditelor interne și a bugetului instituțiilor publice și a bugetului finanțate parțial din venite proprii pe anul 2023. Aici avem un amendament depus de inițiator și v-aș ruga, domnule secretar, când propuneți la vot, să menționați acest amendament al domnului, să-l prezentăm. Dacă sunt intervenții în legătură cu acest proiect, ne fiind, vă rog. Inițiatorul mai are un amendament la rectificarea bugetului, inclusiv de la data încărcării pe platformă până la momentul acolo, am mai apărut din astăzi, am mai avut modificări la mesă numărul 1 cu veniturile, am mai primit de la bugetul statului 530.000 de lei pentru indemnizații persoanelor cu handicap și nu iar pentru echilibrare au fost repartizate pentru indemnizații persoanelor cu handicap 188.200 și 95.500 pentru transportul de elevilor. Mai completează lucrurile de hotărâri cu următoare. Se aloc cu 7.300 de lei pentru transportul de elevilor la școala Episcop Iacob Antonovici. Se suplimentează pe bugetele autofinanțate 12.200 de lei pentru credința numărul 9 la hrana copiilor. La credința numărul 5, cu 4.580 lei tot pentru hrana copiilor. Iar la spitalul Elena Gărdimac sunt virări între capitole și articole, nefiind suplimentat bugetul. Acestea sunt modificări. Dacă în urma a ceea ce a spus domnul Boboc, aveți interes. Noi, mai puțin, noi, în comisii, am avut deja cu Smith-ul, dar la Smith-ul 22.000, dar sunt virări de pe 58 de romi de lucruri, 0,3, 11.000 de lei, 5.000 de lei de edificule și 56.000 de lei de altarță. Au fost trebuie să modific. Deci este doar o virare. S-a trebuit, dar am ce frână. Domnul domn secretar, supune la un proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Cu acție? 16 voturi pe aia. Trecem la proiectul 1 privind aprobarea execuției bugetare la data de 14.12.2023. Comisie, buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Dacă sunt discuții, intervenții, ne rugăm, vă rog frumos. Domnul consilier, votăm cine este pentru, vă rog frumos, împotrivă. Acțiune 18, votul pe acest lucru. Trecem la proiectul numărul 3, privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale, precum taxelor speciale pentru anul 2026. Aici au fost făcute niște amendamente. Au fost făcute amendamente așa, de către inițiator, de către domnul Luca la Comisia Buget, de către domnul Sebu Bogdan la comisia, la o comisie din care ați ajuns. La cultură, spune. Da. Atunci, pentru că ele sunt diferite și deosebite, v-aș propune ca pentru fiecare amendament să supunem la vot. Poftiți. Da. Prima dată, dată din nou. Da, la anexa numărul 15, punctul 5, tariful de la Bipo, propunem modificarea punctului A, punctul 1, de următor. Textul inițiat arată așa, pentru mașini autoturisme expuse la vânzare de drum transmită, propunerea este de a schimba punctul sâmbătă cu
Sfântul Duminică. Argumentul este acela de a crea un avantaj oamenilor care țin mașina cu totul nostru auto în mod constant de luni până duminică. Astfel, doar cei care vin duminica, doar duminica, să se introducă această nouă taxă de 5 lei. Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot, dacă includ în această discuție și amendamentul propus. Este scris, da. Și mai am încă un amendament discutat tot la anexa numărul 15 s-a acordat o facilitate de gratuitate copiilor sub 14 ani pe termenul liber de tip sintetic și liber în intervalul 10-14 doar dacă terenul este închiriat, da? Adică nu interferăm cu activitățile normale din oameni derulate pe terenul de legeată de cel. Da, este formulată. Să spunem, inclusiv pe acest, o să le spunem la... Domnule secretar, vă rog să-l puneți amendamentul numărul 1, propus de inițiator. Și vă rog să-l citească și nevoie, să știm despre și voi. Fiecare amendament să fie... Da, să fie menționat, să știu. Ce era seara? Ce era în sensul că am detaliat în domeniile în care se aplică și tot ce deci e o detaliere a celui care a fost inițiat. Nu s-a modificat absolut nimic. Cu antul și absolut nimic. Deci asta este un lucru. Spune despre pur și simplu detaliere. O detaliere a regulamentului introdus inițial. Da. Da. Niște clarificări, ca să nu greșim, nu este modificare de substanță aici, doar niște clarificări. Vă rog să puneți la vreodată. Poftiți, domnule. Înțeleg graba de a termina ședința și timpul limitatul de supostire. Dar totuși, pentru mine există casă despre ce modificări este vorba. Chiar dacă pare doar o detaliere și nu ar fi o schimbare importantă de structura regulamentului. Vorbim să ne precizați exact despre ce este vorba. Știți exact cum v-ați spus. Nu se cheamă ca susținut acest amendament. Asta vreau să spun. De privind stabilirea taxelor speciale și în urma sesizării domnului consilier, noi am spus și domeniile, ne liseau domeniile, da? Și... Care consilier? Domnul Romante. La comisie. La comisie. Și atunci am completat anexa numărul 16, regulamentul privind stabilirea taxelor speciale, și atunci am detaliat aceste domenii în funcționarea compartimentului de specialitate a șindurii municipiului Brâlat, pe domenii fiscale, pentru unele servicii pentru contribuabili în domeniul impozitelor și taxelor locale, la administrarea domeniului public și privat, le-am detaliat tot ce servicii prestăm în municipiul Brâlat, administrarea domeniului cultură, sport, agrement, la zoo, adică am detaliat tot ce avem în anexele anterioare ca și impozite, taxe speciale. Ceea ce nu erau cuprinse. Noi am spus doar pentru furnizarea serviciilor pentru cetățenii municipiului Brâlat. Și la decolo am detaliat analizii pe fiecare domeniu pentru care sunt aplicate pe acest special. Asta e lucrurile. Mai și un pic de ajunții? Votăm din urmă, consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Cu abținere 17 voturi pentru domnul. Supunem la vot amendamentul propus de domnul Luca, în cazul propusului 2. Deci e amendamentul depus de domnul Luca la Comisia de Buget. Deci... Poți spune, domnule. Punctele 38, 39 și 40 să rămână cu aceeași valoare ca în 2012. Din anexa 11. Dacă sunt interdicți, noi fiind doruți. Supunea la urmă. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? Două neparticipări la vot.
16 voturi pentru, domnule președinte. Amendamentul numărul 3, depus de domnul consilier Sărbu Bogdan, pentru abrogarea poziției 54, anexa 11. Așa este, domnul. Poftim. Da. Îmi permite să nu susțin amendamentul. Da. Sigur, nu am văzut aici necesitate. Sigur. Am depus un amendament la privitor la taxa înscrisă la anexa 1, taxa specială, poziția 54, denumită taxa ezidentară pentru plătire rezidențială și nerezidențială. Amendamentul meu constă în abrogarea acestei poziții, având în vedere contextul, situația economică și situația socială pe care o parcurgem, având în vedere că eu, ca și consilier independent, sunt în legătură cu cetățenii, plătitori de taxe și impozite, ne-au semnalat în mod deosebit că existența acestei taxe edilitare se suprapune cu impozitul pe care îl percepem deja pentru clădire, o consideră o dublă impozitare și pentru a veni în ajutorul celor care văd această taxă ca o taxă suplimentară drept de suportat, propun abrogarea acestei poziții. Evident, rog consilierii locali să se gândească dacă nu cumva chiar și dumnealor au fost de-a lungul anului trecut și anului acesta interpelați pe baza acestei taxe, toată lumea întrebând ce este cu ea. Ajungem pentru anul 2024 să o propunem la un cuantum de aproximativ 48 de lei, sau exact 48 de lei, pentru fiecare plătire rezidențială și nerezidențială. O sumă importantă pentru oamenii care sunt necăjiți în orașul ăsta, care au venituri la fel lovite de inflație și care nu beneficiază de o mărire care să acopere greaua suportabilitatea inflației. Mulțumesc frumos! Da. Supunem la vot. Vă rog. Cine este pentru acest amendament? Vă rog frumos. Împotrivă? Abțineri? Un vot pentru 17, 2 neparticipări, 16 abțineri. Nu am mai există un amendament propus tot de către inițiator la anexa de APTC. Vă rog să precizați. Dacă îmi permiteți. La Centrul de Sănătate, având în vedere solicitări de care sunt pentru a efectua cursul de enorm copii, am mărit perioada pentru a efectua acest curs și la 15 la 19. Înainte nu era, cred, la 19 la 22. Iar al doilea aspect, am introdus și sâmbătă, posibilitatea de a face cursul. Sâmbătă avem program la Centrul de Sănătate până la 14. Al doilea aspect al amendamentului, în perspectiva în care APTC-ul va prelua parcă în zona de reședință a vieții, am vrut să creau concluzii punctul 4 la taxi parcări. Cei care vor avea în zona de reședință cumpărat locul, vor avea și gratuitate de parcare. Dar mă introduc și ulterior când se va prelua zona altă. Întrebări. Dacă sunt intervenții. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abține, două neparticipări la vot, 16 voturi pentru domnul consilier. Amendamentul 5, vă rog, doamna Cetimani, să-l citiți, că aveți două. 5? Da. Vă rog. La anexa 15, cu 5, dar sunt la 1, se motivă punctul A.1, următorul text, pentru mașini, paranteza autoturistă, expuse la vizare de luni până duminică, în loc de sâmbătă. Dacă sunt interviți, ne fiind supărători. Se pune la vot cine este pentru, împotriva abține, două neparticipări la vot, 16 voturi. Vă rog, amendamentul. Următorul amendament, tot la anexa 15, se adaugă la notă, nota numărul 4, următorul text. La categoria copiii sub 14 ani, în intervalul 10-14, accesul este gratuit pe terenul de tip sintetic și bitum, dacă terenul nu este închiriat. Intervenții? Ne fiind? Cine este pentru domnul consilier? Pentru împotriva, ține două neparticipări. La vot, 16 pentru domnul. Da. Trecem la punctul 1. Puneți-ne. Supunem proiectul de raport.
Cu amendamentele aprobate. Cu amendamentele aprobate. Cine este pentru? Nu știu ce le-a neaprobat. Da. Cine este pentru propunere? Împotrivă? Împotrivă. Abține? Cu un vot împotrivă, două de participări la vot, 16 voturi pentru propunere. Da. Proiectul de hotărâre pentru Proiectul 4 se referă la modificarea și completarea organigramei și a statutului de funcții pentru Spitalul Municipal de Urgență Elena Berdima. Aceasta a fost discutată în comisie, a fost prezent domnul Menezeu, ne-a explicat dacă mai sunt intervenții și neclarități. Vă rog să intervenți. Eu nu participam. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva o neparticipare la vot. 17 voturi pentru. După cum a precizat și domnul primar, proiectul 5 și 6 sunt retrase și trecem la proiectul numărul 6. Privind aprobarea taxei speciale de salubritate. Începând cu 1.1.2024 pentru persoane fizice din municipiul Bârlad. Comisia, buget. Favorabil. Juridic. Dacă sunt intervenții. Supunem la vot. Cine este pentru domnul consilier? Împotrivă? Abține? Abține. O abținere 17 voturi pentru. Proiect numărul 8, privind aprobarea regulamentului, privind aplasarea construcțiilor, instalațiilor, panourilor criticitare în zona dumneavoastră de Codoș și pasaje pe raza Uncăția Administrativă Teritorială. Aici avem un amendament depus de către inițiator cu modificarea anexei. Vă rog să dați citire. S-a modificat regulamentul care a fost prezentat, era modelul de construcție. Și lipsea un secretar, nu mare de formă. De formă. Este regulamentul care a stat pe site, pe site-ul de primărie, a fost în dezbatere publică în septembrie. Mai ca cum că s-a ridicat, s-a ridicat, s-a ridicat mai multă de rând și lipseau. Sunt neclarități, nefiind suplente. Cine este pentru domnul consilier? Împotrivă, abține, 18 pentru domnul consilier. Da. Proiect numărul 9, privind obținerea acordului de vecinătate pentru partea genul sub și est a proprietății în scopul obținerii certificatului de atestare editării constructorului celor mușători, imobil proprietar pe toate situații în strada radială numărul 9 din municipiul Zărăși. Comisii de urbanism, se zice. Urbanism, favorabil. Jurică. Dacă sunt discuții, ne fiind supunerea. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă. Abține. 18 pentru. Da. 10. Da. Privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului Urbanist și Urbanist stabilită conform hotărârii de Consiliu din numărul 47 din 28 a doua 2018. Comisie de urbanism, favorabil. Juridic. Favorabil. Dacă sunt intervenții de urmă, ne-ai fi supărțit. Avem recomandatorii. Doresc recomandatorii. Domnul președinte, la proiectul numărul 10, avem să fie ce vor tot chiar și trecem la proiectul numărul 12, privind obținerea mai. Proiectul numărul 12. Proiectul numărul 12. Privind darea în folosință gratuită a autostrăzii de teren către SC Delgaz Grid în municipiul Bârlad, prin perioada executării lucrărilor. Suntem am avut de-a proiectul de asemenea. Supunem la vot. Cine este pentru domnul consilier? Împotriva, 18 voturi. Proiectul numărul 12.
obținerea acordului de vecinătate pentru partea de nord a proprietății, în imediata vecinătate a străzii Gheorghe Doja, cu obținerea autorizației proiecte pentru consolidare, renovare și extindere pe verticală a locuinței parter cu masa, situată în strada Dragoș Bolț. Dacă sunt prieteni. Supunerea la voi, cine este pentru consiliere? Împotrivă, abține, o abținere 17 pentru. Proiect numărul 13, privind aprobarea indicatorului tehnico economic care obiectivului de investiții construirii podeți peste canalul colector de strada Anastasie Pan. Comisie Urbanism, favorabil. Buget. Favorabil. Dacă sunt discuții. Supunerea la cine este pentru consilier, împotrivă, abține, 18 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 14, privind aprobarea normativelor proprii pentru proiectul de protocol ale OAT în Burlac. Comisia Buget. Favorabil. Juridic. Vă rog, supuneți. Cine este pentru consilier, împotrivă, abține, împotrivă. Un vot împotrivă, 17 voturi pentru, domnule președinte. Proiectul numărul 15 privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ pe universitate de perioada vicepreședinte pentru anul 2024-2020. Discuții ne privăți. Cine este pentru domnul consilier? Împotrivă? Abține. O abținere 17 pentru domnul consilier. Proiectul numărul 16 privind aprobarea programului și devizului estimativ ale activităților culturale, artistice și sportive din anul 2020. Dacă sunt intervenți. Ne poftiți, domnule. Dacă nu mai există intervenții, nu problemă. Poți să lasă al politicului. Sau să prezici doamna director ceva. A, să prezici. Poftiți, doamna. Vă întrebare sau nu? Să prezentați principalul direct. Dacă doriți, nu e o problemă, nu e obligatoriu. Da. Eu am o întrebare, într-adevăr, dar nu am adresat-o în curte. Am înțeles. Programul pe care îl aveți în față este o propunere ca atât pentru anul 2024 și cu o conținere principală de activități de anul viitor. Am înțeles. E evident dacă vor mai fi anumite lucruri care în 2 ani prevedea sau gândit, el va fi modificat, dar în general, acesta va fi programul pentru 2024. Este și un amendament făcut în comisie de doamna viceprimar, cu privire la o activitate pentru luna octombrie, mai exact pentru data de 15 octombrie, trebuie de servicii sociale care s-a ținut și acest an. Am înțeles. Se poate, domnul președinte? Confiți, domnule. În opinia mea nu este legal la acest proiect. Pentru că nu putem vota bugete estimative pentru anul 2024, în condițiile în care nu avem buget, nu este prin consiliul local. Să desfășor, să promovez un program este una, să vii cu sume și să bugetezi estimativ sau nu, aceste activități mi se pare că nu este legal. De aceea eu propun retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi, și propunerea lui atunci când vom avea un buget. Dacă vreți neapărat să faceți asta cu sume estimative, dacă nu vreți să faceți cu sume estimative, puteți veni cu un alt proiect de hotărâre în care să nu apară sume estimative. Mulțumesc! Supuneți la vot. Cine este pentru domnul consilier? Buget. Aprobarea proiectului de hotărâre. Da, am crezut că am redat. Proiectul de hotărâre. Da. Inițiatorul nu retrage proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă, 17 pentru. Proiectul 17 privind modificarea și completarea anexei hotărârii Consiliului 369 din 29-11-2023. Vă rog să menționați ce am zis. Comisia Culturii. Favorabil. Buget. Favorabil.
Jurii. Supuneți la cine este? Mă scuzați. Poftiți. Deci, cum ai spus? Două minute sau 20 secunde. Nu, că nu vă împiedică nimeni, a văzut eu. Da, ordonanța la 90 era emisă și la ședința trecută când ați votat proiectul de hotărâre. Înțeleg că proiectul de hotărâre nu a fost legal, ceea ce am semnalat eu de luna trecută? I-a dat așa? Deci, să știți cu direcția economică, chiar dacă are o altă direcție pe care se cheltuie, nu e doar. Asta nu înseamnă că dacă nu le-am spus în noi în mie, ele rămân și le facem acolo. Chiar s-au ridiculat că au rămas unde acolo și s-a dat ordonanță. Nu. Acum am atenționat direcția de agricultură să-și împartă cheltuielile care sunt definite, că erau unite, Crăciun și anul nou, să le ducă până de anul nou ce înseamnă anul nou și cele care sunt de Crăciun să le anuleze. Și din suma respectivă s-a dus numai o parte spre anul nou. Deci, să nu credeți că dacă luăm o sumă buget, noi o și lăsăm să cheltuie. Deci cele două proiecte anterioare nu respectau ordonanța 90. Chiar dacă era, dar să nu credeți că... Domnul director, spuneți da. Poftim? Cele două proiecte anterioare votate, privind acest subiect... dialog și discuții. Dacă e o sumă respectivă, vă rog. Dacă e o sumă respectivă, vă rog. Dacă e o sumă respectivă, vă rog. Vă mai impuneți. Poftim, spuneți da. Cine este pentru amânarea acestui proiect? Împotrivă, abține? Împotrivă. Un vot împotrivă, 17 pentru. Proiect numărul 18, privind aprobarea amplasamentului pentru înființarea unui centru de corectare cu acord voluntar pe domeniul privat al municipiului Bălă. Comisia Urbanistă. Aveți favorabil. Buget? Favorabil. Jurii? Aveți favorabil. Vă rog, spuneți. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Trecem la proiectul peste ordinea de zi și o să începem cu proiectul de donație. Un proiect privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor Studențe Lucii Cotoran, Slava Republicii, în 1920, de la Kaufland, România. Cum se urmăriți? Aveți favorabil. Jurim. Dacă sunt nelămurite pregătările de acestea. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abține, 18 voturi pentru. 2 peste ordinea de zi privind majorarea începând cu anul 2024 cu 300% impozitului pentru plătiri neîngrijite state în principiul rural, strada Vasile Lupă, numărul 56, mă rog, ca urmare a documentației de către Comisia de Identificare. Vă rog să faceți și precizări, pentru că pare așa, nu știu cum, dar ea se conformează în act normativ, este conform legii, nu face nimeni, nu vrea să facă ceva deosebit, să accepteze acești proprietari. Vă rog, să precizați. Cine precizează, conform cărei legi, datorită cărui facem acest lucru. Dacă e nevoie să mai fac ce mult o dată o precizare, da. Noi aici, pe scurt vă spun, avem raportul de cont. Nu am reușit de 6-7 ani de zile să finalizăm un cadru de țară. Mai avem mai 6. Da. Am văzut de exemplu similar, dacă uitați la Consiliul Local Brașov, au 384 de locuri. 385, în momentul ăsta de ceșoară, ședință la raport. Noi mi s-a impus acest lucru și abia am intrat și punem să finalizăm câteva dosare. Ele vor fi mai multe la cetățenii, nu și în biget proprietății. Nu e o chestiune cu caracter să fim din locat în România. Deci, printre ultimii consilii locale care nu a plecat. Noi de dorit ca în oameni trebuie să înțeleagă că se întâmplă și ceva dacă ai o proprietate. Și mai ales în zona centrală pe care nu e aici. Dacă oprii sunt lăsare parte de persoană, dacă se îmbunătățește situația, nu mai trebuie și aici. Iar vine la normal, dar bine că nu trebuie să ne îmbunătățește. Poftiți, domnul.
În anul 2022, un exemplu, proprietarii a 330 de clădiri neîngrijite din Oradea vor fi supraimpozitați cu 500% în anul 2023. Deci era hotărârea dată în 2022-2023. Noi o dăm de anul. Mulțumesc. Am și o completare pentru că să vedeți diferențe de impozitare. La unul 300, la unul 500. M-am interesat și aceasta se face în funcție de gradul de deteriorare, de dezordine și de zona unde este amplasat din orașul respectiv. De aceea sunt acele diferențe de 300 de 500. S-a plecat de linguriate? La spațiile linguriate s-a plecat? Nu, dar Nu mai contează. 3 peștilor din adresii, privind majorarea a început cu anul 500% la impozit pe plătiri, de această dată ca un imobil pe strada Dâmboviței, numărul 1. Iată ceea ce spuneam, diferență. Acum a fost 300 și 500. Și am și spus și cine. Vă rog să spuneți. Supune, cineți pe fel, domnul consilier, împotriva abține 18 cele. Patru peste ordine de zi, proiecte pentru majorare aceeași chestiune, numai că se referă la un la impozitul de 400% și a unui imobil situat prin prevadul Iepurean numărul 5. Vă rog să spunem. Cine este pentru? Împotriva abține 18 voturi pentru. Proiectul 5. Aceeași majorare, 400% de data aceasta pentru un impozit situat pe strada Hamagiu numărul 2. Fac precizarea că la proiect este expusă și imagi, niște imagi, două, trei imagi, a imobilului respectiv, ca să avem un... Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva abține 18 pentru. Proiect 6, privind de asemenea majorarea începând cu 2024-500% pentru un impozit situat pe Vasilii Lucu, numărul 50. Cine este pentru? Împotriva abține 18 voturi. Trecem la ultimul punct de ordine. Poftiți, domnul, vă rog, mă scuzați, domnul. Mă scuzați. Așa vreau o părere, poate putem să vă organizăm să desfințăm și situația de la intrare din oraș la pe coartă. Cu bală de baie, nu știu, nu înțeleg, că am ceva cu genul ăla. Adică intrare cu foarte, foarte vechea și oraș. Domnul consilier, acel domn care este privatizat de acel cliniu, a fost sancționat de mai multe cu valuții de paie, cu sarea și tot ce este acolo, dar proiectul nostru a zis că am arătat pe obiectiv, vom merge cu tot banii și cu pistil până la fel. Acum nu știu, e delimitat ca lumea acolo, nici o investiție, dar o să trimitem din noi poliția să meargă să impun acolo ordine, într-adevăr, intrarea în oraș cu valuri de paie și... Poate găsim o soluție să leagă și dânsul, că trebuie să... Domnul părerea dumneavoastră, nu știu dacă vă aveți aminte, că avem mai multe probleme în oraș. Ați aprobat aici un regulament, iar publicitatea, expunerea se face numai la vitrini. Nu ieșim de acum cu nu știu ce stradă și punem acolo. O să cerem la politică și impun acolo ordine. Avem dreptate. Trecem la ultimul punct de ordine de zi, la proiectul numărul 12, privind alegerea președintelui și al președintelui de rezervă pentru ședințele de luna ianuarie 2020. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva abținere, rog. O abține. O abține. Două abține. Două abține. Da. M-am epuizat această ședință, dar de timp prin domnul consilier. Am fost scurt prin interul meu, pentru că eu sunt cam mașoare din 2023. Și trebuie să spunem direct că a fost un an
bun ca să le astea foarte bun pentru Vârlat, pe care am investiții, o parte din aceste investiții bune corecte le-am terminat, o parte sunt aproape de finalizare, dar ce vreau să subliniez aici, că în primul rând aceste lucruri au fost realizate cu sprijinul acelor conducători care au înțeles că Vârlatul trebuie să se dezvolte. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru colaborare. Și sperăm ca 2024 să fie mai bun și tot ce mai avem noi în derogare să se finalizeze, nu știu, până în lunile mai iulie. Multe sunt terminate, acum nu eu iau, ca să spun că facem un lucru de politică în plăsul local, dar sunt o parte din proiecte terminate. An de excepții la Vârlat, la anul va fi la fel, o parte din proiecte deci sunt terminate, o parte în derogare, iar la o parte lucrăm pe următoarele exercițiuri bugetare. Mulțumesc colegilor din aparatul procurorilor care muncesc, dar ei nu se văd, ei sunt acea echipă tăcută, dar care au muncit cu scor în 2023. Vă mulțumesc cu dumneavoastră. Un an bun, cu sănătate, la mulți ani, care o parte nu ne mai întâlnim. O parte ne mai interesează. Dacă dintre domnii consilieri vor să intervină, să transmită ceva cetățenilor, eu știu, un mesaj, poftim, domnul consilier. 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 Vă urează Crăciun fericie. La generalul la mulți ani, multă, multă putere de muncă pentru anul cu viitor. Mulțumesc. Poftim, doamna. Acelea lucruri de bine, vină și noi, la mulți ani și un an de gânduri frumoase, vă dorim multă sănătate, atât cât dumneavoastră, doamne colegi, cât și tuturor celor care sunt prezenți în această sală, de asemenea, gânduri bune și pentru bărlădenii noștri, care au avut atâta răbdare și cu ajutorul lor, iată, au fost probleme sociale și am văzut acum răbdarea de cei de roade. Încă o dată, multă sănătate, un an nou, plin de mulțumim. Mulțumim și domnului primar, pentru că mă greu pentru comunitate și dorim multă sănătate și dumneavoastră. Trebuie mult în continuare. Și am cei care dumneavoastră vă dorim și noi vreau. Și nu dorim să vă spun. Dar fie să fie pe toți. 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 Toți.